Berta, ce ți se mai pare relevant din lucrurile pe care noi le-am descoperit în aceste documente? Mi se pare interesant că această atitudine agresivă față de toți oamenii din jurul său a fost, până la urmă, poate amprenta vieții pe Gheorghe Dincă. Este important, de asemenea, iată un lucru, bun, spune că nu regretă că a făcut aceste două lucruri, dar îi este cel mai teamă să se întâlnească cu familiile celor două fete. Și la un moment dat chiar a menționat că ar vrea că atunci când este în penitenciar să aprindă o lumânare pentru, în memoria celor două fete. Asta... Da, da, aici, Berta, e un lucru foarte interesant, pentru că închetatorii rețin un lucru din ceea ce îl spune. Uh-huh. El, când este întrebat de ce, au întrebat și dacă o să ajungi în închisoare, uh-huh, ce o să faci primul lucru? Pentru că el mărturisea, adică nu era niciun dubiu că va ajunge. Deci mă duc și aprind o lumânare. Dar el, în momentul respectiv, nu se raportează la aprinderea lumânării, te raportezi la o persoană, da? La o persoană care nu mai e. Da. El se raporta la faptele lui. Deci inclusiv lumânarea o aprindea pentru el, nu pentru ele. Da, ne spunea aseară Dorin Dumitran faptul că totul era în jurul lui. În jurul lui, da. Trebuia Dar asta rețin și anchetatorii. Absolut, da. Și oricum, ca să poată să trăiască liniștit, își glorifica munca, el se lăuda, spunea că totul a fost și a făcut în perfect, inclusiv aceste două infracțiuni, a considerat că le-a făcut perfecte, nu se aștepta să fie prins. No. Ce mi s-a părut de-a dreptul îngrozitor în ceea ce vrește pe Gheorghe Dincă, după ce l-a omorât pe cele două fete, este o chestiune pe care am spus-o inclusiv aseară, faptul că a stat și a privit. Iar în cazul Alexandrei a declarat că a stat în curte până la 9-10 seara. Și mai mult decât atât, după ambele infracțiuni, spune că a mers în casă, s-a întins în pat și că a dormit. Adică este clar că acest om nu a avut nici cea mai mică remușcare dacă a putut să facă toate lucrurile astea, să se uite, să se ducă în casă și să doarmă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E un psihopat, doar că are discernământ. Absolut un psihopat. Categoric.